Anca Bunea și Daniela Login au câștigat medalia de bronz cu echipa României la Balcaniada de cross desfășurată în Serbia. Cele două sportive, pregătite de antrenorii Vasile Herman și Vasile Ibășvălian, au reușit să confirme forma bună în care se află și să se întoarcă cu medalii. Atletele Anca Bunea și Daniela Login continuă seria evoluțiilor foarte bune din acest an. Cele două sportive au reușit să urce pe treapta a treia a podiumului la Balcaniada de cross, desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute în Serbia. A fost un traseu destul de greu. Nu ne-am așteptat, că ne-am așteptat să luăm o medalie și ne bucurăm că am reușit să luăm medalia de bronz cu echipa și sperăm ca data viitoare să luăm o medalie și o medalie de aur. M-am așteptat să iau o medalie și la individual, dar a fost un traseu destul, adică de greu. M-au bătut două sălbatice și două turcoaice și sper ca la anul să fie mult mai bine. Am reușit împreună cu colega mea, Ancuța, și cu o colegă de la Sighișoara, Mădălina Floria. Ne-am clasat pe locul 3 și sperăm ca la anul să ne întoarcem cu titlul balcanic.